Lecții de viață, lecții de viață în seara asta. Țineți minte puterea de a învia, puterea de a învia a unor omuleți care nu trec de un metru și ceva. Tati, bună seara! Vreau să vorbesc cu tatăl, tatăl puștului, bună seara! Puștul e în culisă în clipa asta. Câți anișori are? 8 ani. 8 ani. Cum îl cheamă? Luca. Eu sunt Luca. Bine ați venit în casa mea. Prima dorința mea este să am un bloc numai al meu, într-un apartament să construiesc un loc de joacă, într-un apartament să construiesc un loc de pictură și într-un alt apartament să-mi construiesc un loc de studii. Mie nu-mi place această casă, fiindcă nu există o toaletă numai a noastră și fiindcă nu este căldură. Casa în care stau nu arată bine, dar nici în altă parte nu m-am mutat, deoarece sunt foarte mulți proprietari care nu acceptă copii. Acesta este patul în care doarme mama e. Aici dorm eu cu tati și acesta este ghiozdanul meu. Mami nu mai e. Nu mai, din păcate nu. Ce s-a întâmplat? S-a strâncit din cauza primării, că n-au să ne dea locuință. Greutățile. Da, foarte multe greutăți. Și-a luat viața. Ați rămas dumneavoastră? Da, eu și cu mama și băiatul meu. Și Luca. Luca, da. Un puș care are 8 ani. 8 ani. Și care are o viață... Da. Îl cunoaștem? Da. O să vă impresioneze puștul, credeți-mă. Doamnelor, domnilor, avem onoarea să vi-l prezentăm pe Luca! Un puș care are 8 ani și o poveste de viață extraordinară. Mulțumesc, Teodora! Plăcere! O să te rog să stai lângă Connector sau lângă Vasile, în timp ce eu salut pe domnul Luca. Bună seara, domnule Luca! Bună ziua! Ce faceți, domnul Luca? Bine! Vreți să stăm aici? Bine! Da? Haideți să stăm jos aici. Pe oamenii din fața dumneavoastră, bănuiesc că-i... Auzi, putem să vorbim așa la pertu, dumneavoastră ziceți mie Dan și eu Luca sau... Da! Bine, mulțumesc! Întreb așa nume. Știi că ai un nume foarte frumos? Da, știu. Luca a fost un evanghelist. Cel mai tânăr dintre ei. E adevărat? Da, da. Luca a fost, tati, a fost medic. Luca. Picta. A fost pe Maica Domnului. Doctor fără arginți, nu-i așa? Da. Luca. Avea grijă de oameni, Luca. Da. De fapt, exact asta faci tu. Ai grijă de tati, nu? Da. Tati, iertați-mă. Epilepsie se numește boala dumneavoastră, așa e? Da, cu crize comerciale. 5 crize pe zi, îmi spuneați chiar. Da, de multe ori, da. Ăsta e motivul pentru care n-ați reușit să vă angajați în toți anii ăștia? Nu, E destul de complicat, așa e? Foarte greu. Și omul care are grijă de dumneavoastră în toată vremea asta și viceversa primește e Luca, la Oscar și eu. Și prima dată când s-au mutat ei aici, eu eram la servici și a căzut băiatul până iarnă, că ei s-au mutat iarnă aici. A făcut o criză și a căzut jos în curte și l-a învățase tasă pe telefon. Și uite, mă, tatăl, mi-e greu, nu e nimeni acasă, n-ai pe cine să chem. Dă-i telefon la 112. Cei de la salvare, când au auzit că am 5 ani, au râs de mine că de ce sunt și s-au supărat pe mine. Dacă eu vă spun, vreți să vă spun și curtea cum arată, avea câine atunci. E o singură cameră, scrie de drumul Săbăr numărul 50, avem și curte în curte, am și un câine alb. Ce, dar tu nu înțelegi că tatăl cu o criză de epilepsie și moare de frig în curte? Până la urmă nu au venit, dar
când și-a revenit, tati a mai sunat o dată și după a s-a supărat pe tati și zicea că îi dă amendă, că mă lasă pe mine să sun, dar nu i-a dat nicio amendă. Când ai sunat prima dată la salvare ca să-l ajut pe tati? La 4 ani, domnule Dan. La 4 anișori. Adică acum 4 ani. Noi avem salvare aici. Bună seara, mulțumim că sunteți cu noi. Tati, la un moment dat, statul a vrut să vă despartă. Adică a vrut să vi-l ia și să-l ducă unde? La un centru de deplasament. O, Doamne. Da. Și, și atunci puștiul, atenție, copilul a spus, eu nu pot să-l las pe tati singur. Oh. Așa ai zis, Luca? Da. Zău? Da. N-ai cum să-l lași pe tati fără cel mai important sprijin, nu? Păi da. Tu ai grijă acasă de tot, de faci curat în casă. Faci curat în casă? Da. Ce mai faci? De toate, prin... Păi da. Da. Ai grijă de tati, când se întâmplă să-i fie rău, sun, chem salvarea. Casa toată e pe umerii tăi. Da. Ia arătați-mi niște imagini, dacă aveți, din casa lui Luca. Of, Doamne! Ăsta e locul unde locuiți voi și unde tu ai grijă de tot ce se întâmplă acolo, așa-i? Da. Ești un bărbat adevărat, Luca. Am multe să vorbesc cu tine. Am o grămadă de povești. Dar știi ce-ți propun? Teodora, facem un schimb? Vrei să vină Luca în locul tău să te aplaude și tu să cânți pentru el în fața românilor acum, duminica asta? Okay.